Să fii martor la nașterea unei stele. Să asculți un univers în formare. Să guști din textura sunetelor. 270 de tineri muzicieni din 39 de țări la București, pe scena Ateneului. Descoperă talentul. Aplaudă efortul. Captează emoția. Bun găsit, vă spun de aici de la Ateneul Român, sunt Valentina Băințan și astăzi o să avem alături de noi membrii ai juriului din cadrul concursului internațional George Enescu. O să aflăm niște amănunte de culise. Așadar, astăzi, la această oră, îi avem invitați pe Marin Cazacu și pe Alexandra Guțu, doi artiști valoroși, membri, așa cum spuneam, în juriul concursului internațional George Enescu. Bine ați venit alături de noi și vă mulțumesc că ați acceptat, pentru că acum ne aflăm în plină desfășurare a semifinalei la secțiunea violoncel. Aș vrea să vorbim puțin despre actul acesta pedagogic. Ce înseamnă, cât este de important ca un profesor să fie un foarte bun îndrumător pentru studentului, pentru elevului? Cât este de important, de fapt, profesorul în viața elevului? Important e puțin spus. De fapt, devine un al doilea părinte spiritual, în primul rând, dar nu numai, pentru că un profesor, numai faptul că lecțiile sunt individuale, exact, de la o vârstă foarte fragedă, acest contact permanent, săptămânal, în primul rând cu previziunea profesorului asupra elevului, studentului, pentru că vorbim de categorii diferite de vârste, o perspectivă pe care el și-o imaginează cum ar putea evolua acest tânăr prin propriile calități pe care le posedă, după aceea prin parcursul pe care, datorită informațiilor pe care le va obține de la profesor, de la propria informare și de la talent, ca să spunem, că este foarte important, se poate prevede la un moment dat până la ce nivel se poate ajunge și ce fel de strategie se poate adopta pentru fiecare caracter în parte, pentru că nu semănăm unii cu alții, ceea ce este foarte bine, pentru că fiecare aduce ceva nou în propria interpretare, aduce ceva nou în propria poveste pe care ne-o prezintă pe scenă și pentru un profesor este extrem de important ca văzând toate aceste calități ale unui tânăr, să le poate modela, să le poate duce la maximul posibil, de aceea relația dintre cei doi devine atât de strânsă și de importantă, încât la un moment dat, pe parcursul vieții, tânărul care a obținut aceste informații și a avut alături un mentor, pentru că este mai mult decât un profesor, exact, un mentor, da, îi va fi recunoscător, sper eu, pe toată viața și urmează acea relație de prietenie care este extrem de importantă, pentru că odată cu finalizarea cursurilor nu se încheie relația dintre cei doi, continuă pe parcursul vieții, ca și cum te-ai adresa unui al doilea părinte și vrei să mai afli în continuare ce mai poți face ca să mai poți progresa, să mai poți avansa în propria carieră. Iată deci cât de este importantă această relație, datorită faptului că relațiile individuale care se creează pe parcursul școlarizării, să o spunem așa, da, da, este o relație cu totul specială, care eu o văd mai puțin la alte profesii și mai degrabă în zona artistică. Așa și, sigur, este în muzică în mod special. Așa este, pentru că elevul interacționează direct cu profesorul, este această bucurie de studiu individual. Ești cumva privilegiat ca muzician, ca tânăr artist, să lucrezi tu singur alături de profesorul tău. Însă totodată pentru profesor este o responsabilitate și mai mare. Trebuie să fie un foarte bun psiholog, trebuie să știe cum să lucreze cu fiecare personalitate în parte, astfel încât acel tânăr, acel student, elev să poată progresa și să ajungă unde trebuie. Ai spus foarte bine și psihologii, pentru că profesorii sunt pregătiți și pentru acest lucru. Așa cum am spus mai devreme, nu semănăm unii cu alții, ceea ce este de asemenea foarte bine. Și atunci fiecare caracter, fiecare temperament este diferit, fiecare are o zonă a lui de confort pe care și-o exprimă în mod special cu convingere, dar alte laturi ale propriului caracter trebuie scoase în evidență și dezvoltate. Și aici cred că Alexandra Guțu ne poate continua spunând lucruri din propria carieră și mai ales din propria experiență, sigur, profesională. Da, eu cred că noi am fost norocoși. Și am avut un maestru care tocmai s-a ocupat de noi în parte, fiecare după caracterul și posibilitățile și tehnice, dar și
spirituale. Vorbim de Serafim Antropov, da. Și atunci noi, sigur că continuăm tradiția, continuăm ceea ce efectiv s-a așezat foarte bine în noi. Uh-huh. Și cu siguranță Marin are mult mai multă experiență, pentru că el a continuat școala și este creatorul unei școli de violoncel foarte, foarte importante. Eu, sigur, am încercat tocmai să formez niște caractere mai individuale și care au dat și roade foarte bune. Am fost elevi sau studenți care s-au așezat foarte bine în această carieră violoncelistică. Și care au ajuns la clasa mea, așa că relația noastră a devenit și mai apropiată. Da, da. Și e minunat, continuă Alexandra, pentru că... Da, pentru că nu se întrerupe. Noi nu numai că colaborăm, dar și cântăm împreună. Da, așa este. Da. Așa că este o mare bucurie să avem această relație mult mai strânsă și între noi profesorii și între profesori și elevi. Și ați menționat că sunteți pe scenă împreună. Al doilea subiect al discuției noastre este această ipostază a interpretului pe scenă. Odată suntem împreună cu instrumentul, studiem în intimitate și în secunda următoare ne aflăm pe scenă în fața publicului. Public numeros, unii avizați, alții mai puțin avizați. Cum este statutul acesta de interpret pe scenă? În fața publicului, violoncelul stă pe scenă în fața publicului, pianul este puțin într-o parte, deci postura violonceliștilor este extrem de deschisă, să spun așa. Da. Nu numai violonceliștilor, este vorba despre și, orice fel de instrumentist, da, care se pregătește să spunem, ani buni, ca după aceea să poată comunica oamenilor. De fapt, se spune că talentul cuiva se măsoară doar în fața publicului. Tu poți, între cei patru pereți de acasă, să poți cânta, după părerea ta, extraordinar, uh-huh, dar după aceea publicul, de fapt, îți oferă, să spunem, acea notă de trecere sau nu, dacă ai putut să îi convingi că ceea ce tu spui prin propria interpretare ajunge la sufletul lor. Pentru că un interpret, dacă nu creează emoție și dacă nu convinge, sigur și prin perfecțiunea tehnică pe care noi dorim să fie cât mai înaltă, dar mai ales crearea emoțiilor este cea mai importantă. Și remarcăm de altfel că și la acest concurs și la această ediție a concursului internațional George Enescu, foarte mulți tineri, foarte talentați, cu această putere de convingere datorită posibilităților lor de a crea emoție pentru public. Deci, și mai e ceva, relația dintre public și interpret este extrem de importantă. Publicul, la un moment dat, participă îi simți. Un interpret simte, de fapt, care este percepția publicului în fața propriilor realizări. Și tu atunci te poți mobiliza și mai mult, poți crea și mai mult și da, oferi, de fapt, din propriul suflet, cât mai multe lucruri minunate pe care după aceea să le poți expune într-o formă, în așa fel încât să spui: vai, am trăit un moment deosebit în viața mea, alături de un interpret sau publicul să spună, sau un interpret alături de public. Da, așa este. Practic, interpretul pe scenă, în momentul în care ajunge să evolueze și să-și expună lucrarea respectivă, își găsește ecoul în public. Dar ce facem cu emoțiile? Ce facem cu emoțiile? Sunt foarte bune emoțiile în momentul în care nu sunt destructive, nu? Da. Eu asta cred că menirea noastră, tocmai asta este, să acumulăm, nu? Și după aceea să dăruim mai departe. Și atunci, sigur, și cu experiența și cu acele sute de concerte, emoția există, dar este constructivă, este sub control. Ajută, da, sub control. Sub control și sigur, fiecare după caracterul și firea, dar eu cred că sunt binevenite niște emoții controlate. Da, mă gândeam acum la zona de concurs, este o zonă specială, pentru că emoția este nu numai
de a crea emoție publicului. Publicul de data aceasta este format din specialiști, da, care au, da, o percepție mai critică, să spunem, față de tot ceea ce vor prezenta acești tineri. Uh-huh. Și atunci emoțiile lor sunt mult mai puternice în cadrul unui concurs decât, da, în cadrul, da, unui concert obișnuit. Sigur, dar asta înseamnă că tu te pregătești cu mentorul și profesorul tău și pentru aceste momente. Sigur că da, da. E o strategie întreagă pentru cei doi, profesor și elev-student, de a se pregăti în așa fel încât la momentul X, când ajungem, să, așa cum spunea Alexandra Guțu, emoțiile care sunt normale, firești, toată lumea le are, să nu vă imaginați că există vreun interpret care spune că nu are emoții. Toți avem emoții, sigur, acel trac sau acea stare de nervozitate interioare pe care trebuie să o controlăm. Și, dar ea devine constructivă și pozitivă în momentul când, din propria experiență, din propria strategie de a ști ce să urmărești pe scenă, în momentul când chiar când ai emoții, știi că lumea așteaptă de la tine anume ceva. Și, în primul rând, tu aștepți de la tine. Așa. Pentru că, din acest moment, propria pregătire impune o viziune asupra fiecarei moment, o secundă, fiecare notă sau două note sau 10 câte ori fi într-un pasaj, toate au importanța lor în propria strategie de pregătire. Da, așa este. Ce caută juriul concursului Enescu anul acesta în interpreții care sunt în fața lor? La nivelul la care se află acum tinerii în concursul de violoncel, eu cred că juriul în primul rând caută corectitudine, dar și multă, multă expresivitate. Și aș adăuga o personalitate specială. Și exact, am avut acest noroc la toate edițiile, ca întotdeauna în finală să intre personalități care după aceea vor face carieră și vor reprezenta concursul național George Enescu pe întregul glob. Asta înseamnă că o personalitate să aibă ceva deosebit față de ceilalți, pentru că talente sigur că toți au muncit foarte mult, dar plusul acela de ceva îl oferă acest moment de personalitate proprie.